Ai vrut audiență la Procuratura da. Generală și tu ai zis că te-ai prinit odată în februarie, și vrei iar în toamnă. Da, și mai mult n-are asta proces mă mai prinească. Dar te duceai cu aceeași problemă? Sau... Da, nu că eu cu judecătorii ăștia de la Răzâna, că să fie odată, dar prin 17 mă poate. Dar atunci în februarie tot despre asta ai vorbit? Da, tot despre asta am vorbit. Ei spun că nu a fost temei de intervenție a Procuraturii. La dânsii așa, la dânsii așa că... ca să sfârbolească. Și nu știu, eu vă... judecătorii ăștia lasă supere, lasă mâncate după lege, dar ei sunt bandiței. Sunt criminali, dar sunt bandiței. Tăți sau numai unii, sau numai și care te judecă prima ta? Sunt tăți, că de raion dau la curtea de apel, curtea de apel sunt tovărășei, sunt cu mătre, sunt tot, și te poartă pe drumul până când mori. Numai cu atâta ăsta la... Vocea Basarabiei, unul bogatul și negru, zic că Doamne ferește, schice omul păcătos pe ușile lor, al întind până moare. Da. Și nu știu cum, înainte ei aveau, dar m-au trecut că ei dependent, adică el face și vrea. Dar înainte spăcine la ministrul justiției, când era sovietica vlastie. Și încă una. Eu vă, la mult dacă nu lucrez până când e că ieri, nici n-am lucrat, ca când după și s-a terminat, s-a distrus baza și aia. Dar pe ești pensionar, nu? Păi, da, despre, înainte eu lucram așa, când prinem jurnalul Cielovec și Zacona. Aici toate legi. Pe urmă, eu mai am că mă adresam la Ministerul Justiției, dacă am niște hârtii de când, prin 84. Pe timp sovietic, da? Da. Amuia, dacă pe atunci încă moșul eu trăie. Și eu, da, aveam nedejde din trânsul, că dacă a fost procuror, dacă moșul ăsta, dacă mai era cineva pe lângă dânsul, nu putem să ducăm cu vreții. Și zice, du-te așa, fă așa, scrie așa. El de fericire, fie că dă de așa un răspuns, ca când cu răspuns nu să se duci și să spune. Am mă uit înainte în blan pe la Țăca, Centralul Comitet Partii. Da, tot cu jalbe. Da, cu plângeri. Și am intrat eu la Țăca, la casa asta care îi zice pe rusești Crivoi Dom. Mă întreabă niște băieți cunoscuți, dacă atunci încă nu preduce prin țări străine lumea, Retreți, ies de acolo și mă întreabă, zice, Grigori Ivanovici, așa îmi pinșează. Păi, dar am fost la casa din nemernicii care nimicește lumea. Am o rămas parlament, ăsta e parlament, am uia ca și mai. Vine unul, leap de gazete, se duce ăsta, vine altul. Am uși termina legele și n-ați mai trimite gazete. Da, dar lumea spune, deci cât mai mult te lasă netrimată, cât de-aia mă avea cu cine duce la Viceu. Aia, dar nu prea sănătoase gazetele pentru Viceu. Da, când pe Dodon l-a ales ăsta că și președinte, a făcut 60 de gazete, nu le-a dat pe poartă. E un braț. Uh-huh. Un braț de gazete nu a dat. El are și mai mulți bani pentru gazete. Da. Și că asta e sărășie. Toată sărășie cu gazete este lor și asta. Și numai cu votarea. Numai cu votarea. Dar înainte nu era votare și era mai ghinierat de condus. Când era sovietica vlastă. Dar mă ies ca un păduc în frunte, pune fotografii alunși și votează-mă pe mine. Votează-mă pe mine, dar folos nu-i nici de întrânsă. Pleacă acum. Și am o văzut primarul din sat pe soție și o zic, doamna ta și faci propagandă să nu mă aleagă. Dar mi-a spune, zice, nu facem noi nicio propagandă. Dar de-am ușit să ajunge că ai două sropuri, că președinții din America, pui două sropuri și mai mult n-are voie să-l aleagă, așa și pe tine. S-au supărat și au zis că trăim în sat. Cred că vreau să iei foc la casă, eu știu ce vreau el să facă. Și că asta e tot socoteala cu asta. Și eu și mă gândesc dacă, zicem, să luăm bancul IS care îl știu și eu, apoi era așa, că au zis că au întâlnit doi diplomați ruși
asta, un diplomat rus cu unul japonez. Și se întreabă, băi, și cum la voi în țară, nu sunt eu copii nebuni. Japonezul spun că preamul din naștere el iese nebun. Dar la voi, rusul, la noi nu tac, nu ni tac prost. У нас сначала родится, ходит ясли, после ясли в садик, после садик в школу, после школы в училище, после училища в техникум, после техникум в институт, после института университет, после университет в академию, после академии у нас уже остается чокнутый. Все мы уточняем. Так, надели аса, вещь русима попуще, время перц, сплатила автобус. Nu mai vine, dar stai acasă și da. Ronță e pensia. Da, și fac și vor cu omul ăsta, dar omul ăsta, dar țăranul ăsta, păi e vinovat de ele, drag, păi prost. Pentru că se duc și votează, băi, dar și faci, să votăm, mă, nu să votăm. Și 30 de ani de zile, ca de când țara asta, și dă înapoi, e dă înapoi, nu se ridică în sus, face ala. Încă mai rău și mai rău, de pe an, pe an, și gata. Și că ea că Dumnezeu ne mai găsești, la vremea zi când trebuie și producție și de ăștia sub și te poartă pe drumuri până la moarte. Dar cum așa, pe timp sovietic oamenii erau tăți, cam tăți atei și Dumnezeu ne dă de roadă bună. Dar amu, sunteți da. Tăți credincioși și nu vă dă nică. Da. Paradox, da? Da. Și cruși untentori și mănăstiri da. Și biserici. Da, da. Și tot degeaba, și Dumnezeu nu vă vede. Da, și nică. Nică. Pentru că a ieșit neoarecum, nu iese că mă gândim, mă sunt și eu cu solea, că mintios nu sunt ăsta, da? Este așa o boală care omul, nu trebuie, adică, sunt deși care stai, care sunt la parte femeiască cu patru ochi, sunt cu ei, dar așa bine, eu aș vreau să zic așa încolo. Și se cheamă că boală ananism, așa e, așa îmbrăi cu boala asta, că altfel nu-i poți. Eu zic că onanismul nu-i boală, onanismul e blagoslovire.